Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Hristos a înviat, Lăudați să fie numele Lui. Iisus Hristos a murit și a înviat ca să ne descoperă în primul rând voia Tatălui. Dacă ne uităm la textul din seara aceasta, vedem că în discuția cu ucenicii, cei doi ucenici, care pot să spun că erau doi anonimi, noi îi găsim în altă parte, în Sfânta Scriptură, îi găsim dar doar aici. Și în discuția cu ei, Domnul nu face altceva decât să le deschidă mintea. Așa cum spune în versetul 45, atunci când se arată tuturor ucenicilor celor 11, le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. În această întâlnire, pe care Luca ne-o descrie, poate e cea mai detailată întâlnire sau eveniment de după învierea Domnului Isus, când merge cu acești ucenici câteva ore, șapte mile până la, la Emaus, în tot acest timp ei conversează continuu. Dacă ne uităm la cei doi, mergeau pe drum dar aveau ochii împiedicați să-l cunoască. Deci nu a fost doar o, să zic așa, o orbire de moment, ci Dumnezeu practic i-a împiedicat ca să îl recunoască pe Domnul Isus și pentru că această discuție să poată avea loc în felul în care a avut loc. Deci ei nu știau cu cine discută, nu știau cine este însoțitorul lor de drum, dar vedem aici atitudinea pe care ei o au față de acest om. Uh, ei erau interesați de evenimentele care s-au petrecut, uh, vorbeau între ei, și se întrebau uh, și când Domnul s-a apropiat de el, îi întreabă, ce vorbe sunt acestea pe care le-a schimbat între voi? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Oamenii aceștia erau cu adevărat tulburați de ceea ce experimentaseră, de ceea ce se întâmplase în zilele precedente și i-au zis, tu e singurul trăind aici din Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat în zilele noastre? Observăm o agresivitate în, în vorbele acestui om. Putea să-l întrebe cu alte cuvinte, să fie mai, mai dulce, mai apropiat în, în întrebarea lui, dar îi pune așa întrebarea. Tu e singurul, nu, nu, nu știi ce s-a întâmplat aici și Domnul Iisus îi răspunde după întrebarea lui. Zice ce? Le-a zis el. Și observați aici ce știau acești oameni. Ei știau despre lucrarea Domnului Isus doar o anumită parte. Și vin și spun, ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret? Deci pentru ei Isus era doar un proroc puternic din Nazaret. Nu-l priveau ca și Mesia, ca dacă erau ucenicii lui. Și asta este trist când, 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 observăm lucrurile acestea. un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Deci acești ucenici necunoscuți, anonimi, au fost cu Domnul Isus, au văzut faptele Lui, au văzut lucrarea pe care a făcut-o, au văzut că avea putere înaintea Lui Dumnezeu și înaintea întregului norod și spune ei și cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie o la, la moarte și l-au răstignit. Dacă ne uităm la următorul verset, observăm, sau următoarele versete, vedem un egoism acestor oameni. Ei aveau un interes în a-L urma pe Domnul Isus. Observați ce spun aici. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. În trecut. evenimente din trecut. Dar cu toate acestea, iată că astăzi se a treia zi când s-au întâmplat aceste lucruri, de când s-au întâmplat aceste lucruri, și aici vine îndoiala lor, vine necredința lor, vine vine starea aceasta a lor de, de lipsă de speranță care dacă au fost înainte acum era plecată și în dragostea lor s-a răcit. De aici apare și această uh, duritate în răspunsul pe care răspund uh, uh, cu care îl întreabă pe Domnul Isus. Uh, vedem acest al lor. Noi trăgeam nădejde că el va izbobi pe Israel. Noi trăgeam nădejde că va fi așa și așa. Dar iată că acum deja s-au întâmplat, au trecut deja trei zile de când s-au întâmplat astea și în necredința lor merg până mai departe și se spun, ba, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, s-au dus din nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că au văzut o vedenie de înger care zicea că el este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe ele nu au găsit. Și în acest context, când ei aveau, de fapt, toate informațiile. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în ultimul an de slujire al Domnului Isus, El a vorbit foarte des despre moartea lui, despre suferința lui și despre nevoia ca Fiul Omului să, să uh, moară pentru popor, dar oamenii aceștia aveau, aveau agenda lor, aș putea să zic așa, și chiar atunci când au venit informații că mormântul era gol, Chiar atunci când au aflat că erau niște femei care, care au găsit uh, mormântul gol și au venit și le-au spus lucrurile acesta. ei n-au putut să creadă, n-au putut să treacă dincolo de, de preconcepțiile lor. Și ne punem întrebarea cum poate Dumnezeu să ne descoperă voia lui la urma urmei. Pentru că este important să înțelegem că voia lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Și dacă ne uităm în ceea ce ne spune Apostolul Pavel în epistolul lui către Tesaloniceni, în, în prima epistolă, în capitolul 4, în versetul 3, ne spune că voia lui Dumnezeu, deci cu privire la noi, este sfințirea voastră. Și vine mai departe vorbind despre păcate în trup și vorbind despre alte, alte lucruri aici, dar voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Așa spune aici cuvântul. Și dacă. dacă ne uităm la pasajul din fața noastră și înțelegem cum Dumnezeu ne descoperă voia Lui, este prin ceilalți. În seara aceasta eu vorbesc aici înaintea dumneavoastră, cei care mă ascultați online și am un singur scop în, în vorbirea mea, ca să crească credința dumneavoastră și să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să doriți să umblați în voia lui Dumnezeu, să doriți să umblați în sfințenie. Și dacă ne uităm la același pasaj, well, la aceeași carte din, din uh, uh, Sfânta Scriptură în capitolul 5, găsim o a doua voie a lui Dumnezeu, în capitolul 5, versetul 18, și acolo spune așa, Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi. Dragii mei, frați și surori, sunt anumite lucruri pentru care ne vine foarte greu să mulțumim. Chiar și această pandemie în care suntem în zilele acestea și incertitudinea care ne înconjoară. Dar știm că Dumnezeu este în control. Credeți în lucrul acesta? Dumnezeu este în control absolut, lăudați să fie în numele Lui. Spune că două vrăbi să vând cu un bănuț și totuși zice, niciuna dintre ele nu cade la pământ, fără ca Tatăl vostru din cer să știe lucrul acesta, Lăudați să fie în numele Lui. Deci Dumnezeu ne descoperă voia Lui prin ceilalți. În cazul de față, niște femei, spune, s-au dus, au văzut și au, au, aflat că Domnul nu mai era în mormânt, au văzut vedenia de înger care a spus, e viu, și totuși oamenii aceștia n-au crezut și Domnul Iisus are o atitudine, aș putea să spun, foarte dură față de ei în versetul 25. Le zice, nepricepuți, zăbavnești cu inima, nu când este vorba de afacerile voastre, nu când este vorba de, de alte lucruri, ci atunci când este vorba să credeți și nu orice, ci tot ce au spus Prorocii. Și Domnul Isus revine din nou la, la mesajul pe care l-a avut, așa cum am menționat mai înainte, în ultimul an al misiunii lui. Domnul Isus a vorbit despre suferință, Domnul Isus a vorbit despre faptul că El trebuie să-și dea viața pentru popor, El vorbea despre sângele Lui care trebuie să, să facă ispășire pentru păcatele norodului și apoi să intre în slava Sa. Și exact aceasta spune, spune Domnul Isus aici în versetul 26 și este un alt mod prin care Domnul ne descoperă voia Lui. Și în seara aceasta, dacă ai auzit cuvântul Domnului, este un mod prin care Dumnezeu îți vorbește ca să înțelegi că El este în control și că El este Cel care veghează asupra noastră cu bună voință. Apoi aici găsim un al doilea mod prin care Dumnezeu vrea să ne descopere voia Lui. Este prin cuvânt. Dacă până acum ai, ai stat doar și ai ascultat așa ce spun unii și alții, te îndemn în seara aceasta, punem mâna pe Cuvântul lui Dumnezeu, punem mâna pe Scriptură, citește pentru tine, caută să înțelegi ceea ce a făcut Hristosul, caută să înțelegi de ce a trebuit să sufere Hristosul, caută să înțelegi de ce El a trebuit apoi să intre în slava Lui. Dacă vei citi Cuvântul lui Dumnezeu și vei crede tot ce au spus prorocii, inima ta se va deschide. Inim, mintea ta va fi, va fi binecuvântată de înțelepciunea care vine de sus și care îți va da putere ca să poți să crești tot ceea ce spune Sfânta Scriptură și să intri în voia lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult ce spune Apostolul Pavel, ce spune Domnul Isus în Evanghelia după Ioan, în rugăciunea pe care o înalță el pentru ucenicii lui în capitolul 17. Este un verset foarte, foarte important pe care trebuie să-l învățăm fiecare dintre noi pe de rost. În versetul 17 spune, sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Revin la voia lui Dumnezeu care este sfințirea noastră. Noi nu ne putem sfinți în alt mod decât prin Cuvântul lui Dumnezeu, strângând Cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre, umblând în fiecare zi cu Cuvântul lui în inimile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, cel care ne sfințește, cel care ne aduce într-o stare după voia lui Dumnezeu și cel care ne determină ca să putem să înțelegem tot ceea ce este scris în Sfânta Scriptură și să înțelegem că Isus Hristos a împlinit ce era scris în Sfânta Scriptură. lăuda să fie în numele Lui. Și spune aici versetul 27, a început de la Moise și de la toți prorocei și le-a tâlcuit toate scripturile ce erau cu privire la el. Și dacă aveți curiozitatea să vedeți aceste scripturi, deschideți Biblia Cornilescu cu, cu, cu trimiteri și vedeți că începând de la versetul 45, care l-am citit mai înainte, le-a descris inima să înțeleagă scripturile, merge apoi la facerea capitolul 3, versetul 15, unde spune că sămânța femeii va zrubi capul șarpelui, merge mai departe în 22, în 18 și așa mai departe, sunt o, o sumedenie de versete acolo, și e un verset care ar vrea să subliniez Deuteronom 18 cu 15, în care Moise le spune evreilor pe vremea lui, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine. Și Domnul Iisus, vedem aici în, în, ceea ce afirmă cei doi ucenici pe drumul Emausului, un proroc puternic în fapte și cuvinte. Deci Domnul Isus a fost dovedit prorocul puternic pe care Dumnezeu l-a ridicat și totuși ei n-au înțeles că el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, că el a venit ca să-și dea viață pentru păcatele oamenilor, că el trebuia să-și verse sângele pentru ca să facă ispășire pentru popor. Toate aceste evenimente erau scrise în Sfânta Scriptură, exact ca și evenimentul din ziua floriilor, intrarea Domnului în Ierusalim. Îl vedem pe Domnul Iisus acolo că se oprește la intrare, înainte de a intra în Ierusalim și Domnul plânge. Dacă ne uităm în capitolul, cred că e 20 și... Deci Domnul Iisus, înainte, înainte de a intra în, în Ierusalim, se oprește, spune și se uită la Ierusalim și zice măcar dacă în ziua aceasta ai fi priceput. Oare de ce era ziua aceea specială, deosebită? Pentru că dacă ne uităm la prorocia lui Daniel și dacă ne uităm la numărătoarea pe care o dă Daniel și la anii care s-au întâmplat, care au trecut de la, de la darea poruncii pentru, sau a decretului pentru zidirea Ierusalimului, se putea calcula exact ziua în care împăratul a intrat în Ierusalim, după toate prorecțiile care au fost înainte, făcute despre el în privința aceasta. De aceea Domnul Iisus plânge pentru Ierusalim și zice, dacă măcar în ziua aceasta ai fi înțeles că... Luca 19. Măcar dacă, dacă în ziua aceasta ai fi înțeles și te-ai fi întors, dar ei l-au respins, chiar dacă în ziua aceea au strigat Osana, împăratul care vine în numele Domnului, cel ce vine în numele Domnului și i-au pus fruze de palmiere înaintea lui și și-au hainele și l-au primit ca pe un împărat. Câteva zile mai târziu îi găsim pe aceiași oameni, împiși de mare preoți, și de, de, de agitatorii lor, răstignește-l, răstignește-l. A uitat tot binele pe care l-a făcut. Au uitat tot ceea ce a făcut Domnul Isus pentru ei. Dar în această conversație, în această discuție cu, cu ucenicii, cu cei doi ucenici, Domnul Isus începe să le, să le vorbească despre, despre ceea ce spuneau scripturile despre el. A început să le deschidă mintea, a început să, să, să le explice toate lucrurile acestea. Și încă o dată vă îndemn la trimitere de la versetul 27. Luați scriptura și treceți prin ele. Dacă nu de altceva, măcar de curiozitate. Dar veți fi îmbogățiți. Veți cunoaște voia lui Dumnezeu. Veți cunoaște tot ce spune scriptura despre Domnul Isus. Și nu va mai fi doar așa o poveste. O, oh, a venit Paștele, acum sărbătorim moartea și învierea Domnului. De ce a trebuit să moară Isus? De ce a trebuit să să intre apoi în slava Tatălui? A împlinit toate toate promisiunile pe care le-a făcut. A împlinit toate toate prorociile care au fost făcute despre el. Și dacă cineva a făcut o, 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 o numărătoare și a găsit în jur de 333 de prorocii în Vechiul Testament cu privire la Domnul Isus. Frații mei, din acestea s-au împlinit foarte multe dintre ele. Mai sunt care se vor împlini în viitor. Dar dacă noi credem că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, dacă noi suntem sfințiți prin cuvântul lui Dumnezeu, dacă inimile noastre sunt transformate prin acest cuvânt al lui Dumnezeu, avem atunci încrederea că tot ceea ce Dumnezeu a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi se vor împlini. Promisiunea venirii Domnului Isus Hristos este tot atât de adevărată a doua oară cât a fost și prima dată. Scriptura a vorbit că El va veni și se va naște din fecioară, unde, va, unde se va naște, unde va crește, lucrarea pe care o va face, toate au fost prevăzute în cuvântul Lui Dumnezeu și s-au împlinit. Când Domnul Iisus ne spune că va veni a doua oară ca să-și poporul la El, noi trebuie să luăm, să, să luăm seama la această promisiune pe care ne-a făcut-o și să fim pregătiți, pentru aceasta este important să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta este important să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Pentru aceasta este important să ne apropiem de Domnul Isus în fiecare zi. Și Domnul Isus continuă mai departe, după cele le de Scripturile, vedem atitudinea Lui încerca, s-a făcut, zice aici, Că vrea să meargă mai departe. Acum, dacă înțelegem tradiția din Orientul Mijlociu și în Israel, acolo fiecare om îi se cerea ca să asigure cazare peste noapte și hrană unui călător care îl prindea noaptea pe drum. Și este în, în, în tradiția lor, era, era foarte normal ceea ce au făcut ei. Dar aici spun că ei au stăruit de el și au zis: Rămâi cu noi, este spre seară, ziua e aproape și a intrat să rămână cu El. Dragii mei, aduceți-vă aminte de, de ce spune Apocalipsa în capitolul 3. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dragul meu, frate și soră, Iisus Hristos și în seara aceasta așteaptă ca să-i deschizi ușa inimii tale. Iisus Hristos nu va sparge ușa niciodată ca să intre înăuntru. Păcatul face asemenea lucru. Dar Domnul Iisus este Cel care bate la ușă și El așteaptă ca să fie invitat, să fie chemat înăuntru. El vrea să fie oaspete în casa ta. Și dacă, dacă vrem să descoperim voia lui Dumnezeu, nu putem descoperi decât prin prezența Domnului Iisus, așa cum s-a întâmplat cu, ucenicii, cu aceștia doi ucenici. Spune, atunci când Domnul Iisus a rostit binecuvântarea pe, e, pentru pâinea, a frânt-o, a dat-o, li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Abia atunci Dumnezeu a îngăduit ca ochii lor să-l să vadă cine este și să-l recunoască. Că până atunci, așa cum am citit la începutul pasajului, ochii le erau împiedicați să-l cunoască, în Vesetul 16 spune. Dar în momentul când, s când li s-au deschis ochii, el s-a făcut de văzut din fața lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Dragii mei, frați și surori, ani de zile ne-am adunat aici în sanctorarul acesta și în fiecare dată când ne-am adunat, cuvântul Domnului a fost propovăduit. Mai cu putere, mai, mai cu puțină putere, mai cu râvnă, mai cu puțină râvnă, dar cuvântul a fost propovăduit și cuvântul este adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul lui este adevărul. Oare nu ne-a străpuns inimile, oare nu ne-a ne ars inimile până acum ca să-l căutăm cu toată inima? Chiar dacă nu ne putem întâlni să fim împreună aici, dar în Duhul, în rugăciunea noastră, în Cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem una în Hristos, lăuda să fie Domnul. Și aș vrea să vă amintesc în seara aceasta și mie în același timp că nu clădirea aceasta este biserica, ci noi suntem pietre vii în trupul lui Hristos care este biserica și el este capul lăudat și onorat să fie în numele lui. Ochii acestor oameni s au deschis atunci când Domnul Iisus le-a le vorbit din Scriptură, le-a tâlcuit Scripturile. Și noi astăzi avem un tâlcuitor, cel care a întocmit Scripturile, adică Duhul lui Dumnezeu, cel care a inspirat cuvântul cel sfânt. Trebuie doar să luăm Scriptura, trebuie doar să, să o citim, trebuie doar să medităm asupra ei și apoi să ne ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos cu toată inima. Vom descoperi pe Domnul nostru doar atunci când vom avea o dorință arzândă în inimile noastre, numai atunci când inima noastră va arde de dor după El, dragii mei. Doar atunci îl vom descoperi pe Domnul Iisus Hristos. Poți să mergi la seminare, poți să mergi la conferințe, poți să mergi la tot felul de întâlniri. Dacă tu nu-L cauți pe Domnul Iisus în cămăruța ta, dacă tu nu cauți relația intimă cu Domnul Iisus, nu-L vei descoperi niciodată. Acești ucenici nu știm cât au umblat cu Domnul Isus. Probabil chiar trei ani și jumătate au umblat cu Domnul Isus, deși ei sunt anonimi pentru noi până în acest pasaj din capitolul 24 din Luca. Și Domnul Isus n-a vorbit nimic de la el, ne spune. El însuși, eu nu vorbesc decât ceea ce Tatăl meu îmi dă să vorbesc, eu nu fac decât ceea ce Tatăl meu face, El nu vorbea decât Scriptura și de atâtea ori Domnul Iisus i-a pus, i -a pus uh, în șoc, aș putea să zic așa, atunci când a intrat în, uh, în Nazareș și a luat cartea lui Isaia și a început să citească uh, de acolo, Duhul Domnului este peste mine și m-a uns și când s-a oprit în mijlocul versetului și a dat cartea înapoi, Toți s uitau uitat la ei. el, de știți de ce? Pentru că ei știau Scriptura și așteptau că el să termine versetul respectiv. Dar Domnul n-a terminat versetul respectiv. Pentru că el avea autoritatea acolo să se oprească să spună Acum s-au împlinit aceste cuvinte. Dragii mei, vom vedea pe Dumnezeu la lucru atunci când îl căutăm pe Domnul nostru Isus Hristos cu toată inima. Și îl putem căuta în cuvântul lui. Îl putem căuta în, în părtășia noastră pe care o avem zilnic cu el. Și Domnul Iisus se va lăsa descoperit. Domnul Iisus, așa cum a făcut cu acești ucenici la frângerea pâinilor, ne poate deschide ochii ca să-L cunoaștem cu adevărat. Ne poate deschide ochii ca să înțelegem care este voia Lui cu privire la noi. Și apoi necredința noastră va dispare. Nădejdea noastră va fi renuită din nou. Și dragostea noastră pentru El ne va ajuta ca să fim cu aceeași dragoste pentru toți oamenii. Ioan ne spune în capitolul 13, versetul 35, vă dau, 34, vă dau o poruncă nouă, spune el, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cum putem noi să ne exprimăm dragostea unul pentru altul acum când nu ne mai întâlnim, nu ne mai vedem fețele? Acum când suntem departe și suntem uh, obligați, prin lege pot să, pot să afirm așa, să stăm în casele noastre și să nu ne mai întâlnim. Sunt între noi bolnavi, sunt între noi bătrâni, sunt între noi oameni care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Putem să ne exprimăm dragostea atunci când mijlocim în rugăciune pentru frații noștri bolnavi. Puteți să ne exprimăm dragoste atunci, așa cum de multe ori spune fratele Vasile, punând mâna pe telefon și sunând pe un frate sau pe o soră. Sunt foarte mulți care au nevoie așa de mult de o încurajare, au nevoie așa de mult de un cuvânt simplu, nu trebuie să folosești cuvinte filozofice, ce are nevoie doar atât să știi că cuiva îi pasă de el. Poate au ajuns deznădăjduit, poate au ajuns să, să, să slăbească în credință, dar în momentul când tu îi vei spune că Dumnezeu îl iubește și că lui Dumnezeu îi pasă de el, va fi încurajat, va fi ridicat, prin aceasta, zice, se vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Un lucru care mi se pare așa de, de, de frumos și plăcut în, în zilele acestea, în fiecare zi ies cam de două ori și să fac o tură prin neighborhood uh, foarte interesant. Până acum toată lumea se întorcea cu spațiile, Acum toți salută, toți vorbesc, toți au ceva de spus. Și spre exemplu, ieri m-am întâlnit cu un un șerif care e acolo în, în vecin cu noi și am stat cu, de vorbă cu el aproape o jumătate de oră. Atât am avut să ne povestim unul altuia, până atunci doar treceam unul pe lângă altul. În fiecare nenorocire, dacă vreți să-i spun așa, în fiecare uh, lucru uh, Neplăcut pentru noi, Dumnezeu are un beneficiu care trebuie să-l vedem, Amin. care trebuie să-l înțelegem. Dumnezeu este implicat în cele mai mărunte lucruri, în cele mai mici lucruri și atunci când îl vezi pe Dumnezeu la lucru, în cele mai mici lucruri, când te uiți la florile care ies așa frumos și. Eu am acum o bucurie că e prima dată în trei ani de zile când rododendronul din fața clasei s-a deschis. E de o frumusețe rară. Trei ani de zile au stat așa dormind și nu au zis nimic și am fost tentat la un moment dat să-l tai de acolo și să-l trimit la, la garbage. A ăsta, în schimb, a făcut niște flori așa de frumoase și am zis, Doamne, ce minunat ești tu! Acum, când trebuie să stau acasă, tu îmi pui frumusețea asta în fața casei. Ori de câte ori deschid ușa la intrare, văd florile acelea roșii mari, frumoase, privind spre mine și... Într-un fel, văd cum Domnul se uite la mine cu, cu o, o mângâiere. Frați și surori, voia lui Dumnezeu ne este descoperită și hai să fac o, o scurtă recapitulare. Am zis, în primul rând, prin ceilalți. Frații și surorile sunt cei care ne spun despre Domnul, o experiență pe care o trăit-o, un cuvânt de încurajare, un, un, un verset din Sfânta Scriptură. Și prin asta văd cum Dumnezeu o lucrat în viața. Celui de lângă mine, în viața apropiului meu. Și Duhul Domnului, cu siguranță, stârnește în mine o dorință să am și eu experiența aceea, să am și eu trăirea aceea, să am și eu părtășia aceea. Apoi, Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. A început, spune Cuvântul de la Moise și toți prostii și le-a tâlcuit toate scripturile ce erau cu privire la El. Dragi mei, ceea ce e nevoie să cunoaștem noi din scripturi nu sunt uh, marile taine despre venirea Domnului, despre uh, uh, ce va fi în, în mileniu, ce va fi știu eu când, ci este să cunoaștem pe cel care este în controlul evenimentelor care se vor întâmpla. Dacă cel care vine este prietenul meu, este fratele meu, este Domnul meu, dacă este cel care vine nu vine după alții, ci vine după mine, sunt cel mai fericit om. Și ca să pot să am parte de fericirea să am nevoie ca să strâng cuvântul său în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva lui. Apoi, voia lui Dumnezeu o cunoaștem atunci când dorim din toată inima, când avem această inimă arzătoare pe care ucenicii au avut-o după ce Domnul Iisus, abia atunci a observat că inima le ardea. Abia atunci au observat că, practic, una dintre motivațiile pentru care au insistat de el să intre în casă cu el a fost și aceasta ca să audă mai mult despre ceea ce vorbea Domnul Isus. Domnul Isus este acela care ne vrea binele, frații mei și surorile mele. Dacă nu ne-ar fi vrut, ne vrut binele, n-ar fi venit să moară pentru noi. Dar așa cum spune în psalmul 40, acolo spune, scrize-se despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Iisus de bună voie s-a dat la moarte pentru noi. Isus de bună voie a târnat acolo pe lemn și poate vă amintiți de cântarea pe care o cântă corul, El nu s-a dat jos. Iisus putea să cheme legiuni de îngeri. Dacă un singur înger intră în armata siriană într-o noapte și omoară 185.000 de, de oameni, ce-ar putea să facă o legiune de îngeri? Ierusalimul probabil rămânea un morman de, de, de nisip, dacă o, o legiune de îngeri venea ca să, ca să uh, scoată pe Domnul Iisus din mâna romanilor în vremea aceea, dar El din dragoste pentru tine și pentru mine nu s-a dat jos de pe cruce, ci a dus până la capăt, până când a împlinit voia Tatălui, până când jerfa Lui a fost primită ca ispășire pentru păcatul omenirii și atunci El de bunăvoie, și a dat duhul, așa cum spune, nu mi-a -mi nimeni viața. Eu o dau de bunăvoie, ca să o iau înapoi. Și de câte ori ucenicii au auzit aceste cuvinte și n-au crezut. N-au crezut. Frații mei și surorile mele, să nu fim nici uh, și noi ca acești doi ucenici de pe drumul Emausului ci să fim niște oameni care căutăm pe Domnul cu toată inima noastră, îl căutăm în Scriptură, ascultăm îndemnurile pe care le primim dintr-o parte și de alta de la frații noștri, de la apropiații noștri, de acei care îl cunosc pe Domnul, apoi ne, 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 plecăm, cuvânt, ne plecăm inima și, și studiem cuvântul lui Dumnezeu cu, cu, cu dăruire, cu, cu dorința de a-L cunoaște, de a-L pricepe, apoi îl căutăm pe Domnul nostru Iisus Hristos cu toată inima noastră. Și îl găsim atunci când îl dorim din toată inima, așa cum s-a întâmplat cu acești ucenici, atunci când, când inima noastră arde de dor pentru el. Dragii mei, dacă acum nu-l căutăm pe Domnul Isus, dacă acum nu avem dorința să petrecem timp cu el, oare viitorul, oare împărăția lui Hristos este ceva de dorit cu adevărat? Nu puneți un semn de întrebare în, în dreptul nostru, dacă în dreptul meu, în dreptul tău. Dacă acum n-am dorința să petrec cu Domnul Isus, oare am dorința să petrec veșnicia cu El? Noi trebuie să ne pregătim de acum și de aici. Trebuie să căutăm fața Domnului acum și aici. Pentru că atunci când noi căutăm fața Domnului, când îl căutăm pe Domnul Isus Hristos, El vine cu binecuvântările Lui. El ne ajută ca să trăim voia lui Dumnezeu, sfințenia noastră, prin cuvântul Lui, care este adevărul, și starea aceasta de mulțumire. Chiar dacă, chiar dacă uh, poate avem motive să murmurăm într-o parte sau în alta, dar să ne aducem aminte cine este stăpânul, cine este în control, cine este cel care, care uh, ne-a purtat până aici și ne va purta în, în continuare. Îmi place ce spune, ce spune uh, prorocul, zice, de la bătrânețe, de la tinerețe, te-am te purtat și te voi mai purta. Și aș vrea să închei cu... Uh, un cuvânt care îl găsim în Maliah, în capitolul 3, de la versetul 16. Ascultați aici. Dați-mi voie să încep de la 15. Acolo zice, acum fericim pe cei trufași, da, cerul le merge bine, da, ei ispitez pe Dumnezeu și scapă. Înainte de pandemie, cred că mulți dintre noi am avut această atitudine. Dar acum, parcă toată lumea e jos, nimeni nu mai e trufaș. Acum este important ce spune mai jos. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Nu ne putem întâlni în persoană, dar avem tehnologia la dispoziție. Haideți să vorbim adesea unul cu altul. Domnul ia aminte, a luat aminte la lucrurile acesta și a ascultat. O carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Dragii mei, în orice împrijurare... Noi să ne temem de Domnul și să cinstim numele Lui. Noi să ne apropiem de El și o carte de aducere a minte scrie în felul următor. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de Fiul Său care slujește. Lăudați și binecuvântați să fie numele Domnului.